Românul care și-a ucis familia vrea să fie alături de fiul supraviețuitor. Camil Mătase cere să fie extradat și judecat în Texas, chiar dacă acolo riscă pedeapsa cu moartea. În inima copilului său a fost deja condamnat. Băiatul nu poate să-și ierte tatăl care i-a ucis fratele și mama. El e românul care a îngrozit Texasul, tatăl care și-a ucis fiul, soțul care și-a ucis soția. I went and I found my brother upstairs first. And I called the police and then I found my mom downstairs on the bed. Camil Mătase și-a lăsat fiul cel mare într-un lac de sânge. Pe cel mic l-a lăsat în doliu pentru totdeauna. Recoarte acuzațiile? Acum bărbatul își dorește să-i fie alături fiului care a scăpat din măcel și să-i demonstreze că poate fi un tată bun. Astăzi le-a cerut judecătorilor să fie extradat în Statele Unite, de unde a fugit după crime. Același lucru l-a cerut și Teodor. Însă adolescentul nu vrea să-și vadă tatăl acasă. Vrea, în schimb, să-l vadă în fața justiției americane. In order to, like, really have justice for my mom and my brother, he should be extradited and he should be tried here. În Texas, criminalii își primesc pedepsele nu în an de închisoare, ci în injecții letale. Așa că românul vrea garanții că nu va fi executat și chiar visează la o celulă de lux. A spus că acolo condițiile de detenție sunt superioare României, el având și anumite probleme de sănătate. Extrădarea lui Camil Mătase se va decide la începutul lui ianuarie, așa că Mătase își va petrece sărbătorile tot în România, după gratii, singur.